Autoritățile locale și județene se pregătesc intens pentru vizita președintelui României, Klaus Iohannis. La Voroneț s-au vopsit poduri și s-au curățat bordurile. Operațiunile au fost făcute chiar de 1 mai, cu două zile înainte de vizita oficială. Muncitorii au fost filmați de un internaut care a postat imaginile pe YouTube. Pregătiri s-au făcut și la Mitocul Dragomirnei, unde muncitorii unei firme de construcție au marcat drumul județean de la intrare în comună până la mănăstire. Aspectul i-a revoltat pe localnici, care s-au plâns că angajații firmei constructoare nu au intervenit și pe drumul județean care duce spre Adâncata. Artera este plină de gropi. Drumul până la mănăstire este marcat ieri, datorită faptului că am înțeles că vine o vizită de la domnul președinte. Dar ăsta drum, să nu încercați să mergeți cu mașina, că vă stricați mașina și e păcat. Este drumul care se duce spre Adâncata. Este drumul care merge prin Adâncata, este dezastru cu el, de altfel dumneavoastră puteți să mergeți chiar de la primărie la 500 de metri. Și acolo trebuie să mergeți cu 3 km la oră. Asta e România. Îl marcăm, punem vopsea albă că vine președintele, după care praf și pulbere. În condițiile în care președintele Iohannis este așteptat să viziteze mănăstirea Dragomirna, mai mari comunei au decis să asfalteze parcarea din fața lăcașului de cult. Ce faceți? Schimbați bordurile? Nu, îl punem. Montăm. Montați? Da. La cum de tocmai azi? Da, dacă nu. Așa e ziua. Așa e ziua? A, că vine mâine președintele de asta? Da. Vine președintele. Aș face să fie o lacă mai frumosă, mai... Dar aici nu erau borduri înainte, nu? Parcă nu erau. Nu, nu. Muncitorii firmei constructoare nu montează doar borduri, se pregătesc să asfalteze parcarea din fața mănăstirii Dragomirna cu o zi înainte de vizita oficială a președintelui României, Klaus Iohannis. Pregătiri s-au făcut și în municipiul Suceava. Marți dimineață, zeci de angajați de la domeniul public al primăriei Suceava au plantat flori și au vopsit borduri. Muncitorii ne-au spus că desfășurarea de forțe nu are legătură cu vizita lui Klaus Iohannis. Se fac pregătiri pentru vizita președintelui și în municipiul Suceava, mai ales în zona cinematografului modern, acolo unde președintele României, Klaus Iohannis, se va întâlni miercuri cu primarii din județul Suceava. Așadar, angajații de la domeniul public al primăriei Suceava au tuns iarba, au plantat begonii și au vopsit bordurile. Cum merge, doamnă? Munca e dură, dar e plăcută. Suntem obișnuite. În fiecare an frumusețăm orașul Suceava cu mii de flori, le producem în serele noastre la direcția domeniului public. E muncă foarte grea. Ați venit la 7:30 aici, da, în centru. Da, și stăm până de seară la ora 6, poate și mai mult. Tragem tare că avem foarte multe răsaduri și orașul trebuie să-l facem ca în fiecare an plin de flori. Și până acum ați muncit acolo, chiar în zona cinematografului, da, și acum ați coborât, și acum am coborât aici spre centru, pe Orange. Am terminat Sofia Vicoveanca, partea aia sus, spre galeria, după aia am coborât în vale, la primărie, avem mai multe locuri și plus de asta tot orașul. Drumare au intervenit și pe centura municipiului Suceava. Au strâns gunoaiele, au curățat asfaltul și au spălat balustradele. Operațiunea a fost atent supravegheată de un angajat al companiei de drumuri care a refuzat să ne ofere informații cu privire la intervenția de pe ruta ocolitoare. Deci nu aveți fără autorizație, nu aveți voie.
Președintele României, Klaus Iohannis, vine la Suceava miercuri într-o vizită oficială. Avionul prezidențial va ateriza pe aeroportul Ștefan cel Mare, unde Klaus Iohannis va participa la o întâlnire pe tema clusterului înființat de județele Suceava și Botoșani pentru atragerea de fonduri europene. Președintele se va întâlni și cu primarii din județul Suceava. Evenimentul va fi găzduit de Cinematograful Modern. Înainte de a se întoarce în capitală, Klaus Iohannis va vizita mănăstirile Voroneț și Dragomirna.